Așadar, asta e a doua parcare. Deosebit de frumos și bine amenajată. Am întrebat o domnișoară unde duce cărarea asta, care se vede, e frumoasă. Răspunsul a fost da, nu știe. Altfel, toate bune și frumoase, peisajul e foarte mișto. Locuri de vizitat, slavă cerului, sunt o grămadă. Un sac plin cu sticle și alte chestii atârnat într-un copac. Mizeria este ceva de nedescris. Uite așa frumos. Protejăm natura, salvăm planeta. Până una alta încerc să identific pe unde naiba pot să urc pe jos. Am echipament de urcare. Sunt la Sportiva. Stai așa. Ăștia sunt. Sunt bestial pe urcare și pe urcare uscată și pe urcare pe teren umed, alunecos. Casa de bilete care nu știm pentru ce este, dar o să aflăm imediat. În partea aia sunt niște terase drăguțe, acolo se închiriază ATV-uri pentru cine are chef. Programul de telescaun e până la ora 19. Bună ziua, mă scuzați. Cum aș putea să urc pe pârtie pe jos? Deci pe jos. Aveți un traseu aici, în partea dumneavoastră stângă, din parcare. Vezi? Și unul în parcarea cealaltă, mare, este un traseu. În parcarea cealaltă. Ok. Și care e mai frumos ca traseu? Dacă vreți opinia mea, celălalt. Bun. Deci în capătul parcării, stânga. Perfect. Mulțumesc frumos, o zi bună. Te uite, de aici e plecarea cu telescaunul. Repet, pentru Doamne și Leneș. Bună ziua, mă scuzați. Cărăruia asta mică este cărăruia care duce în vârf? Sau pe unde urc? Când e autocarul ăla. Aha, pe acolo. Este. Bine. Mulțumesc, sănătate. Sănătate. Revin după ce găsesc celebra potecuță. Marcaje, după cum am zis, din toate părțile. Doamnește, deși nu mă dumiream care pe unde mă învârt. Ca să înțelegeți, mă rog, așa e marcat traseul spre pârtie. La autocar faceți stânga, practic e cel mai bun indicator. Când pleacă autocarul, ne mai gândim. Deci așa arată. Este foarte mișto. Ce să zic? Indiferent unde m-aș duce, mă covârșește măreția naturii și nu există loc care să nu-mi placă, repet, din punct de vedere al naturii. Cu oamenii mă înțelegi. La bază, pe lângă faptul că nu sunt indicatoare nimic, nu găsești legenda cu marcajele. Sunt singură cuc, ceea ce e minunat. Oamenii preferă de departe varianta telescaun. Eu aș prefera să nu mă întâlnesc cu ursul, dacă mă întrebați pe mine, Dana. Să-i zic ceva și din partea voastră?